Când Colo mai era doar un concurent. Dar, de fapt, ce concurent? Un rockstar! Yasmina! Cum e când se schimbă juriu? Credeai că dacă te încrețești și faci părul lung, nu te mai recunosc? Ia să te recunosc. O recunoașteți? Știți cine este ea? Tu știi cine e ea? Jennifer, mi-a plăcut cum ai cântat, mi-a plăcut cum ai dansat, mi-a plăcut momentul tău. Am spus că ești tare, ești cool, mi-a plăcut absolut totul și am spus că ești mai bună decât Hannah Montana. În acest moment ai un ou roșu. Cum să nu știu, cine? Cum să nu știu, cea care te-a întruchipat pe tine la emisiunea de vis. Și-a făcut Hannah Montana, înțelegi? Da. Sunt curioasă, Hannah Montana, nu, ce părere are. Nu, așa erai mică? Ba da. Păi vezi. Dar nu eram așa de creață, să știi. Sanda. Și n-am avut. Nu, stai, Marc, dă-i nota, că trebuie eu să dea nu Marc zic nota. Nimic. Aaa, mama, ce nota bună. Patru. Da, el a dat în numele lui. Eu încă n-am apucat să spun ce am de spus, deci el te reprezintă, Marc te reprezintă pe tine bine, da? Da, corect. Deci a dat nota 10. Sanda, eu sunt ultim. Da, eu mai am puțin și o să vin cu nepotul să mă reprezinte, dacă va fi, așa că să fie în ton cu colegii mei noi de juriu. Ai fost foarte bine, ai cântat frumos, te-ai mișcat frumos. M-am speriat puțin când ai repetat înainte, ai avut niște mici probleme de intonație și zic, Doamne, să nu se întâmple și în concurs. Exact. De obicei la concurs. Foarte bine te-ai montat și foarte bine ți-a ieșit. Bravo! Și acum, 8 ai dat, așa-i deci părerea ta. Deci e clar că Patrick are pretenții mai mari de la tine. Dacă Patrick are pretenții mai mari și nota mea este 5, care astăzi 5 a fost maxim, adică 10, nu știu cât poți să iei mai mult de atât.
Mulțumesc. Give me five.